și bine v-am găsit aici și la un nou episod de Sam cum v-ați obișnuit. Sper să nu se audă muzica mai tare decât mie. După cum puteți vedea, sunt la pușcărie, la bulon, după cineva i-am dat în cap, nu contează. Deci, motivul pentru care nu am mai postat de mult, foarte mult timp, aproximativ 2 luni, este pentru că am avut un plan să-mi cumpăr componente și nu am apucat, nu pentru că nu vreau, ci pentru că nu am banii necesari momentan. Am nevoie de vreo 200 de lei. Oricum, când o să am bugetul, când o să am și componente, îmi bat picioarele, tot o să fai rupe. Vreau în primul rând să-mi cer scuze față de abonații mei, aia care, nu, pe pana mea, erați activ, nu prea, dar nu contează, like-uri. 5 like-uri la o dată, la câteva videouri, tot făceam și mă motiva într-un fel. Nu zic că sunt dezamăgit de voi pentru că nu am de ce, pentru că 2 luni de abonați, ce fana aia. Vreau să spun că îmi pare rău, îmi pare sincer rău pentru că nu am mai postat și pentru că v-am lăsat să v-am lăsat cu ochii în soare. S-ar putea să mai vină astăzi ceva episoade, dacă nu vine, vin mâine, cel puțin unul, tot cu Samp, pentru că n-am bani de altceva. Adică s-ar putea să vină un episod cu Daisy Standalone 0.63 stress test, dar nu sigur, depinde cât mai țin. Da. Păi, cred că cam atât a fost și cu acest episod. Îmi cer sincer rău, îmi cer scuze foarte mult pentru că vă ne zice și nu am mai postat, nici nu v-am spus motivul. Într-un fel am fost și descurajat pentru că ultimele 2-3 episoade mi se mișcau foarte groaznic. Nu știu cum se mișcă asta pe filmare, cel puțin când am filmat un episod tot astea de stress test 0.63 pe Daisy, mi se mișca bine. Dar pe filmare aveam la, cred că era de la bitrate. Am mai făcut ceva setări și sper ca acum să meargă ok. O să încerc mai târziu să văd cum se mișcă. Oricum, eu am fost rea credință și ne vedem data viitoare. O să mai vin astăzi un episod în care o să vă spun de ce mi-am schimbat numele pe canal și o să vă spun că asta o să fie ultimul meu nume. Și da, noi ne vedem data viitoare. Bye bye!